Bine v-am regăsit la rugăciune pentru lumea musulmană. Ne bucurăm să fim împreună și de această dată. Ne bucurăm că sunteți alături de noi în această rugăciune de mijlocire pentru cei care au nevoie de mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Împreună cu noi este Narcis Vlașin, specialist în relațiile dintre creștini și musulmani, iar astăzi vorbim despre Kazahstan, o altă țară, o altă regiune de pe glob din Asia Centrală care are nevoie de Hristos. Da, astăzi în Kazahstan trăiesc undeva la 17-18 milioane de locuitori și în bună parte sunt musulmani. Mai există încă o populație destul de însemnată, rușii sau vorbitorii de limbă rusă, care nu sunt musulmani și care au rămas în Kazahstan de pe vremea Imperiului și apoi a sistemului comunist, Uniunii Sovietice. Kazahstanul este o țară mare, undeva, dacă luăm de sus până jos, are 2000 de kilometri, deșerturi foarte multe, de aceea și de acolo se pleacă cu aeronavele astea spațiale, pentru că sunt zone în care nu deranjez pe nimeni că pleci cu racheta spațială de a te lansezi de acolo. Oameni care au cunoscut un grad de libertate. Kazahstanul a fost, în primii ani după destrămarea Uniunii Sovietice, una dintre cele mai libere zone în care puteai să mărturisești cuvântul și s-au deschis cele mai multe biserici și au fost înființate tot felul de organizații creștine și așa mai departe. Țara a fost condusă aproape 30 de ani de un singur președinte, acum 2-3 ani a renunțat la funcție și a dat-o pe mâna altuia, care nu este ușor să pună mâna pe întreaga putere. Asta a fost, de fapt, scopul ultimelor răzmerițe din Kazahstan din toamna trecută spre iarnă, în care s-a întâmplat că au eliminat, să zic, generația dinainte care a condus Kazahstanul. S-a dezvoltat foarte mult economic pentru că are resurse însemnate și de gaz și de petrol și de alte minereuri prețioase, pe lângă faptul că este o putere atomică rămasă de pe vremea sovietică. Și pe lângă aceste informații geografice și economice de care mi-ai zis, hai să vorbim puțin și despre elementul cultural pe care îl avem în ghidul de rugăciune, despre acest instrument cu coarde destul de interesant. Interesant este că, deși țara este dezvoltată în ultimii 20-30 de ani, kazacii rămân preponderent tradiționali. Ei se interesează tot mai mult de tradițiile vechi, ba chiar învață să cânte la instrumente cu coarde din păr de cal pentru a interpreta melodii tradiționale vechi, pentru a avea felul vechi de diversitate, de amuzament, de distracție și mai ales preferă o parte din nuntă să fie pe stilul vechi tradițional cu melodii specifice kazace. Sigur că în mâinile unui specialist, acest instrument cu coarde, numit covuzul, poate imita atât vuietul apelor, cât și galopul cailor, poate imita lupii care urlă, scene sau situații prin care un kazac tradițional ar fi trecut în trecut în pustiile, în deșerturile kazace, care sunt foarte întinse. Interesant, am văzut că acest instrument era folosit și de șamani. Da, orice instrument, și un fluier, și orice instrument muzical poate fi folosit la un moment dat pentru a induce o stare în care să te pregătești sau să te aducă în situația de a intra în contact cu divinitatea. Uh-huh. Sau cu spiritele, da? Vă aduceți aminte și de situația lui Saul când David cânta la harpă. Exact, și în cazul acesta se poate întâmpla
să fie folosit acest instrument și alte instrumente pentru a pregăti oamenii ca să se intre în contact cu divinitatea. Vedeți, și în creștinism, muzica a devenit în ultimele 3-400 de ani foarte importantă în închinarea bisericii și mai ales în secolul 21, a spune că bisericile se împart în principal nu după stilul de predicare, ci după felul de muzică. De aceea muzica este importantă, muzica a fost importantă atât în închinarea evreilor și continuă să fie importantă și cred că și sus în cer, că avem semnale că și acolo vom cânta o cântare nouă. Exact asta spune și Biblia, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Spune Psalmul 40. Haideți să ne rugăm pentru cei din Kazahstan, pentru musulmanii din această țară și, dacă vorbeam de închinare, ca ei să se închine înaintea lui Hristos. Tatăl nostru, ne rugăm pentru musulmanii care sunt în Kazahstan și care iubesc muzica, dar poate n-au suficiente melodii creștine în limba kazahă. Te rugăm să ridici compozitori și cântăreți care să cânte cu bucurie laudele tale. Ne rugăm pentru cei care deja sunt în Kazahstan și te laudă, pentru bisericile care sunt acolo. Fă-le lumină în diferitele orașe ale țării. Nu lăsa ca întunericul să nu fie zdrobit de lumina ta adevărată și de muzica și melodia ta care ne aduce aminte de cerul care vine pentru fiecare dintre noi. Amin. Ce frumos va fi în cer când oameni din orice națiune, din orice limbă și din orice neam se vor închina. Ei vor cânta lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Să ne rugăm pentru musulmani, pentru ca și ei să-L cunoască pe acest Dumnezeu și împreună să fim parte din acel peisaj frumos al cerului. Vă așteptăm și mâine la rugăciune pentru lumea musulmană.